La Colegiul Petru Ponidin Roman a avut loc lansarea unui proiect internațional la care participă elevi din Suedia, Lituania, Turcia și România, respectiv elevii de la Colegiul Național Petru Poni. Scopul proiectului este atenționarea elevilor și părinților acestora despre efectele fenomenului cunoscut sub numele de cyberbullying sau fără ură, cu toleranță, asupra copiilor și adolescenților implicați, indiferent care este rolul lor în acest demers. Asta pentru că folosirea fără discernământ, mai ales la vârste fragede a internetului și a rețelelor de socializare, poate avea consecințe deosebit de grave. Cu ocazia să vedeți și despre ce este vorba, va fi o activitate de amploare timp de o săptămână. Las copiii care au fost în activitate de învățare din Suedia să prezinte pe scurt activitățile proiectului. Elevii au prezentat în fața colegilor lor și a părinților prezenți în sală implicația lor în derularea acestui tip de proiecte extrem de actuale în condițiile capcanelor pe care le reprezintă navigarea pe internet a copiilor care nu sunt supravegheați de părinți sau profesori. Ei au vorbit despre principalele coordonate ale proiectului. Vă prezentăm proiectul Inclusion of the Way to Europe, parteneria strategică pentru susținerea de bune practici în domeniul școlar. Întâlnirile de proiect, întâlniri transnaționale în număr de două, activități de predare învățare pe termen scurt pentru elevi, în termen de 4. Elevii cuprinși în acest proiect doresc să conștientizeze atât pe colegii lor, cât și pe părinți despre riscurile la care se supun cei mici, mai ales la vârstele la care sunt lipsiți de discernământ, atunci când navighează pe internet sau pe rețelele de socializare. Ei vor realiza diseminarea de informații și către colegii lor din școlile gimnaziale ale municipiului prin difuzare de pliante în care vor vorbi despre aceste pericole.